Evanghelia pe care am ascultat-o acum a fost rânduită de biserică spre a fi citită la sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel și soborul tuturor puterilor cerești. Această sărbătoare se află în luna a treia anului bisericesc, în ziua opta. În ziua opta, pentru că cifra 8 este simbolul veșniciei sau simbolul vieții veșnice. Iar Sfinții Îngeri sunt slujitori ai Preasfintei Trăimi, ai Dumnezeului Celui Veșnic și vestitori ai voii Lui în lume. Cuvântul înger vine din limba greacă, de la angelos, și înseamnă vestitor sau trimis să vestească. Îngerii sunt ființe raționale, fără trup, cu înzestrați cu minte, voință și putere. Și ei au fost creați de Dumnezeu înainte de a fi făcut pământul. Dumnezeu este făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Ei reprezintă lumea creată nevăzută, adică netrupească, care nu poate fi văzută cu ochii trupești. Acești îngeri sunt împărțiți în diferite cete de slujire, astfel că în secolul al V-lea, pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, Dionisie Misticul, numit adesea pe nedrept Pseudo-Areopagitul, a arătat că există 9 cete îngerești și acestea sunt împărțite pe 3 grupe sau triade. Cei mai apropiați de Sfânta Trăime sunt serafimii, hieruvimii și tronurile, apoi domniile, puterile și stăpânirile. Și mai aproape spre lumea văzută sunt începătoriile, arhanghelii și îngerii. Aceste cete diferite însă nu sunt doar diferite pentru a se distinge între ele, ci și pentru că au slujiri diferite. Îngerii sunt ființe nemateriale, ființe spirituale, care reflectă strălucirea, slava și frumusețea lui Dumnezeu în grade diferite, potrivit intensității sfințeniei lor, pe care o primesc de la Dumnezeu cel Unul Sfânt. Toți îngerii au fost buni la început, însă unul dintre îngerii, numit Lucifer, așa cum ne spune prorocul Ezechiel, a căzut în mândrie contemplându-și propria sa frumusețe. S-a mândrit văzându-se pe sine cât este de frumos, uitând însă de la cine a primit frumusețea, strălucirea, și a dorit să fie din mândrie ca Dumnezeu, fără Dumnezeu. De aceea, îngerii care s-au asociat cu Lucifer au căzut din slava lor, au căzut din vrednicia lor, cum spune Sfântul Iuda în Noul Testament, și și-au părăsit locul lor. Și acești îngeri răi, numiți demoni, sunt ținuți în lanțuri nevăzute până în ziua judecății de apoi, când Hristos, judecătorul lumii, îi va pedepsi și îi va trimite în întunericul cel veșnic sau în focul cel veșnic al iadului, care a fost pregătit pentru demoni, pentru îngerii căzuți care s-au împotrivit lui Dumnezeu
și care foarte adesea împiedică pe oameni să împlinească voia lui Dumnezeu. Acești îngeri, demoni, deci sunt îngeri care au căzut din comuniunea cu Dumnezeu. De aceea ei nu mai au strălucirea și slava pe care o dă creaturilor comuniunea cu Dumnezeu. Îngerii buni însă sunt cei care împlinesc voia lui Dumnezeu și ei sunt duhuri, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, sunt duhuri trimise spre slujire pentru cei care vor dobândi mântuirea. Deci scopul lor este de a binevesti voia lui Dumnezeu pentru ca oamenii să se mântuiască. Ce este mântuirea? Unirea oamenilor cu Dumnezeu, cel veșnic viu. Mântuirea înseamnă, deci, legătura vie cu cel veșnic viu. Legătura eternă cu cel ce este etern sau veșnic. Și de aceea, pe de-o parte, demonii caută să despartă pe oameni de Dumnezeu și să-i dezbine între oaltă, iar Sfinții Îngeri caută să-i unească pe oameni cu Dumnezeu, să-i apropie unii de alții, ca să arate frumusețea iubirii sau comuniunii oamenilor cu Dumnezeu și între oaltă. Sfinții Îngeri au fost, deci, prezenți la crearea lumii. Atunci când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, cerul văzut, firmamentul și pământul, ei erau prezenți și de atunci ei slujesc lui Dumnezeu și ajută creația să împlinească voia lui Dumnezeu sau planul de mântuire al Dumnezeu pentru lume. Cei sunt păzitori ai aștrilor, ai stelelor, ai galaxiilor, ai universului. Alții sunt păzitori ai popoarelor, ai neamurilor. După cum fiecare om primește un înger la botez, tot așa fiecare popor botezat are un înger ocrotitor. Și această lume nevăzută a îngerilor totuși este simțită, pentru că adesea îngerii s-au arătat în vis oamenilor și au transmis voia lui Dumnezeu. Așa vedem în Vechiul Testament că un înger se arată lui Moise și îl conduce să ajungă în pământul făgăduinței. De asemenea, doi îngeri păzesc pe Lot și pe familia lui. Apoi un înger îl întărește pe prorocul Ilie când era prigonit de regele Ahab. Și un înger păzește pe cei trei tineri care au fost aruncați în cuptorul cu foc din Babilon. Îi ocrotește încât focul nu i-a ars. Dar mai ales în Noul Testament vedem că îngerii vestesc bunătatea lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel Mihail, care se arată mai mult în Vechiul Testament ca înger al dreptății, este completat în lucrarea sa prin Sfântul Arhanghel Gavril sau Gabriel, care se arată înger al harului, al purității și al bunătății, al milostivirii. El binevestește Fecioarei Maria că va naște prunc și pruncul acesta se va numi Dumnezeu Mântuiește, adică Iesua, Iisus. Apoi binevestește preotului Zaharia că el și soția sa Elisabeta vor avea un fiu care va fi înainte mergător al Mântuitorului Iisus Hristos. Îngerii
se arată de asemenea la nașterea Mântuitorului. Un înger vine vestește păstorilor din lângă Betleem că se va naște Mântuitorul, Mesia. Și deodată o ceată, o știre cerească s-a arătat și cânta slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Vedem de asemenea că un înger îl întărește în grădina Ghețiman pe Iisus înainte de pătimirile sale, pentru că era cuprins de suferința dinaintea morții. De asemenea, un înger răstoarnă piatra de pe mormântul în care a fost înmormântat Iisus Hristos Domnul și apoi binevestește femeilor mironosițe că a înviat, nu mai este în mormânt, și le trimite să binevestească ucenicilor, apostolilor, vestea cea bună a învierii lui Hristos. De asemenea, vedem doi îngeri când Mântuitorul Iisus Hristos se înalță la ceruri și acești îngeri spun celor prezenți pe muntele Măslinilor, așa cum îl vedeți că s-a ridicat la ceruri într-o slavă, așa va veni Domnul la a doua venire, la sfârșitul veacurilor. Și, desigur, chiar Mântuitorul însuși spune că Fiul omului va veni la sfârșitul lumii să judece vii și morții și va fi înconjurat de îngeri. Îngerii sunt ființele care poartă în ei numele lui Dumnezeu și care duc vestea cea bună sau exprimă voia lui Dumnezeu. Când îi spune lui Moise Dumnezeu că va fi călăuzit de un înger, îi cere să fie credincios, pentru că dacă nu ascultă de înger, va fi pedepsit de el. Și adaugă Dumnezeu, zicând, pentru că el poartă în el numele meu. Poartă în el numele meu. De aceea, în general, arhanghelii au un nume Teofor, purtător de Dumnezeu. Mihail, el vine de la Elohim. Rafael, Gabriel. Deci sunt nume, în general, purtătoare, ale care conțin și numele lui Dumnezeu sau se referă la Dumnezeu într-o relație specială. Potrivit tradiției noastre, bazată pe Sfânta Scriptură, avem 7 arhangeli, sau există 7 arhangeli, care au misiuni speciale, distincte, pentru a conduce pe oameni spre mântuire, spre unirea lor cu Dumnezeu, împlinind voia Lui în viața lor. Și aceștia sunt Mihail, Gabriel, Rafael sau Rafail, Uriel, Gudiel, Salatil și Varahil sau Varahel. Noi am luat din limba greacă terminația în il, dar în ebraică este El, Rafael, Gabriel, Mihail. Deci acești arhangeli au calități deosebite. Unii excelează prin bunătate, alții printr-o grijă deosebită față de credincioși, față de cei care cheamă numele Domnului. Iar pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a zis să nu disprețuiți pe cei mai mici dintre voi, pentru că îngerii lor din ceruri văd pururea fața Tatălui meu care se află în ceruri. Adică în ceruri există înger păzitor și pentru cel mai modest și mai smerit dintre oameni.
mai neînsemnat. Și pe baza acestei mărturii a Sfintei Scripturi, Biserica învață că fiecare om are un înger păzitor și noi cerem adesea în slujbele noastre înger de pace, credincios, păzitor, îndreptător, păzitor al sufletelor și trupurilor noastre, îndreptător sau călăuzitor, de la Domnul sau la Domnul să cerem. Adică cerem un înger bun, un înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, păzitor al sufletului și al trupului. De aceea, foarte adesea, îngerul păzitor a ferit de primejdi mari pe cei care erau credincioși și și-au pus nădejdea în Dumnezeu. Și acest înger păzitor este invocat în fiecare seară, în rugăciuni de seară, și anume cerem ca să ne ierte pentru ce am greșit în ziua respectivă, în fața lui Dumnezeu, și să ne călăuzească spre toată fapta cea bună. Deci rugăciunea către Îngerul Păzitor se bazează pe mărturia pe care Mântuitorul o dă despre existența îngerilor în ceruri care văd fața Tatălui Ceresc și care sunt îngerii celor de pe pământ, celor smeriți, care uneori sunt neînsemnați în fața oamenilor, fără importanță, dar foarte valoroși în fața lui Dumnezeu. În educația noastră creștină, deja când am fost mici, am învățat rugăciunea Îngerelul. Și această rugăciune a cultivat în sufletul copilului această realitate a prezenței Îngerului Păzitor, care este bun, călăuzitor, îndreptător al vieții noastre și mai ales protector sau ocrotitor. Deci avem universul întreg este prezent, este plin de prezența Sfinților Îngeri, dar noi trebuie să ne rugăm lor, să le cerem ajutorul lor. În Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie însă, îngerii sunt împreună slujitori cu noi. De aceea, la intrarea în altar cu Sfânta Evanghelie, citim în taină rugăciunea aceasta: Stăpâne Doamne Dumnezeule, Cel ce ai pus în ceruri cetele îngeri și ale arhanghelilor spre slujba slavei tale, fă ca împreună cu intrarea noastră să fie și intrarea Sfinților Tăi Îngeri, care împreună cu noi slujesc și împreună slăvesc bunătatea ta. Aceeași rugăciune am citit-o astăzi, înainte de a intra în biserica nouă, care urma să fie sfințită. Pentru că biserica este cerul pe pământ, ca pe noi, pământenii, să ne înalțe la ceruri. Mai ales când biserica este pictată, vedem cum cerul coboară spre noi, ca pe noi să ne ridice duhovnicește la viața cerească. Dar în mod deosebit, când intrăm prin sfintele uși ale altarului cu cinstitele daruri, mărturisim că noi avem în prezența noastră deja pe Împăratul tuturor, cel nevăzut, înconjurat de cetele îngerești. Deci noi, împreună cu îngerii, săvârșim Sfânta Liturghie. Există o liturghie cerească permanentă în ceruri a Sfinților Îngeri, iar când biserica săvârșește liturghia pe pământ,
Liturghia de pe pământ se unește cu liturghia cerească a îngerilor, sau îngerii vin tainic și slujesc împreună cu noi. De asemenea, aceasta ne arată că îngerii cei mai prezenți când se aduc darurile sunt heruvimii, cei cu ochi mulți. Iar în partea ultimă, după sfințirea darurilor sau în momentul în care urmează sfințirea darurilor aduse pentru a deveni trupul și sângele Domnului, cântăm cântarea Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea Lui. Această cântare se numește cântarea serafimilor. Deci avem o cântare a heruvimilor când aducem Sfintele Daruri și o cântare a serafimilor în momentul cel mai înalt al liturghiei. De ce? Pentru că serafimii sunt cei mai apropiați de Sfânta Treime și îndată după ei sunt heruvimii și apoi tronurile și celelalte cete îngerești. Deci, împreună slujire a îngerilor cu oamenii și a oamenilor împreună cu îngerii, aceasta este sfânta și dumnezeiască liturghie. Astăzi, în ziua de pomenire a Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel și ziua soborului tuturor puterilor cerești netrupești, felicităm pe cei ce poartă numele de Mihail sau Mihaela, Gabriel sau Gabriel și Gabriela, Rafael și toate celelalte nume. Mai sunt unii care poartă numele și de Varahil printre călugări. Dar acestea sunt cele mai cunoscute în popor. Vă dorim tuturor sănătate și mântuire, mult ajutor la Dumnezeu și dorim să simțim că Dumnezeu ne iubește și îngerii Lui pe care El îi face duhuri și pe slugile sale par de foc, cum spune psalmistul, noi simțim mai ales atunci când ne cerem ajutorul lor și când simțim cum ei se roagă împreună cu noi. Mântuitorul Iisus Hristos spune că veți vedea cerurile deschise la Evanghelia din Duminica Ortodoxiei, când cinstim Sfintele Icoane, și veți vedea îngerii din ceruri coborând peste Fiul Omului și suindu-se. De ce coborând și suindu-se? Fiul Omului este capul bisericii și îngerii care coboară, coboară în biserică și se urcă apoi la ceruri. Coboară ca să primească rugăciunile bisericii, care este trupul tainic al Domnului, și să le înalțe la tronul Preasfintei Treimi. Deci iată cum Mântuitorul Iisus Hristos ne arată legătura între El și îngeri, între slujirea Lui pentru mântuirea lumii și slujirea îngerilor care preiau rugăciunile și le duc la ceruri. În tradiția noastră iconografică, ușile din mijloc se numesc ușile împărătești pentru că pe acolo Hristos, împăratul cel fără de moarte, se dăruiește credincioșilor în Sfânta Euharistie. Dar ușile laterale se numesc diaconești sau îngerești și au doi îngeri pictați pe aceste două uși. De ce? Pentru că toată catapeteazma sau iconostasul mare este o vedere a împărăției celor care vine spre noi ca noi să înaintăm spre Dumnezeu, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire. Amin.